Salutare tuturor și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, eu sunt Georgiana, iar videoclipul de astăzi este, după cum vă puteți da seama și din titlu, un tech video. Este un tech video pe care l-am văzut la Raluca și în bara cu descriere o să vă las link către videoclipul ei ca să vedeți care au fost și răspunsurile ei la aceste întrebări. Acest tech video a ieșit câștigător în urma sondajului pe care l-am lăsat în videoclipul anterior. A ieșit câștigător, mai erau încă 3 tag-uri pe care le puteam filma. A ieșit foarte aproape ca număr de voturi cu tag-ul Eu sunt frumoasă, așa că mă gândesc să filmez și acel tag video, pentru că oricum îmi place foarte mult, îmi plac mult întrebările și îmi place tema acelui tag în mod deosebit, așa că o să-l filmez și pe acela cât de curând. Haideți să trecem la tag-ul de astăzi, The Atom Tag. Am întrebările scrise pe un carnețel, iar prima întrebare este: care este băutura ta preferată toamna? Băutura mea preferată toamna și care este și foarte ușor de preparat și pe care o beau tot timpul anului pentru că este băutura mea preferată în general, ar fi ceaiul. Deși îmi place destul de mult ceaiul verde cu diverse arome, îmi plac ceaiurile în general, îmi place și ceaiul negru, îmi place și ceaiul de fructe și ceaiul de plante. Dar o băutură cumva specifică acestui anotimp și care mă duce cu gândul tot timpul la vremea de toamnă, vremea de iarnă, vremea mai rece, ar fi vinul fiert. Este una dintre băuturile mele preferate toamna. Vinul fiert cu puțină scorțișoară, cu puține cuișoare, cu puțină coajă de portocală este super, super bun. Și este potrivit când vremea este mai rece, te încălzește și îți dă așa puțină energie. Întrebarea numărul 2. Eșarfă, ghete sau mânuși? Dacă ar fi să aleg un articol vestimentar dintre toate acestea, aș alege eșarfa. Eșarfa este nelipsită din garderoba mea toamna, dar dacă vremea este cu adevărat rece sau dacă plouă sau bate vântul, o să-mi iau ghete, o să-mi iau chiar și mânuși. Deci cam toate se încadrează până la urmă. Întrebarea numărul 3. Ce preferi să asculti toamna? Nu știu sincer să fiu exact la ce se referă această întrebare. Îmi place să ascult muzică toamna, cum îmi place să ascult tot timpul, nu doar toamna. Am un anumit playlist în calculator, îmi plac anumite formații, îmi plac anumiți artiști, îmi plac anumite melodii de la artiști pe care în general nu îi ascult foarte, foarte des, dar au câteva melodii care îmi plac. Ascult și muzică la radio, ascult de la Dance FM până la Rock FM. Ascult cam aproape toate genurile de muzică, în funcție de stare, în funcție de moment, în funcție de diverse chestii. Întrebarea numărul 4. Care este mirosul tău preferat de parfum toamna? Eu nu am un parfum preferat pentru toamnă sau un parfum preferat pentru vară sau chestii de genul acesta. Mie îmi plac două parfumuri marcilate și pe acelea le prefer tot timpul anului, le folosesc aproape tot timpul anului. Dacă vara este foarte, foarte cald, mai degrabă nu mă dau cu parfum, pentru că aceste două parfumuri care mie îmi plac sunt destul de tari, dar sunt perfecte pentru toamnă, sunt perfecte pentru iarnă, chiar și pentru primăvară, iar aceste parfumuri sunt Dior Addict, pe care vi l-am arătat în videoclipul cu Empties anterior, și Alien de la Thierry Mueller. Acestea sunt preferatele mele, atât și nimic mai mult. Întrebarea numărul 5. Care este parfumul tău preferat pentru lumânări? Eu nu folosesc lumânări, v-am spus chestia aceasta și în videoclipul cu esențialele de toamnă. Nu-mi plac lumânările, am o lumânare care este, cred că, cu fructe de pădure. Nu împrăștie deloc mirosul și de aceea nu prea o folosesc, o țin mai mult de decor. În schimb, îmi plac betișoarele parfumate, iar toamna le prefer pe cele cu sandalwood, cu lavandă, cu scorțișoară, miros destul de bine. Mirosul se împrăștie în toată casa și chiar persistă la câteva ore după ce betișorul s-a stins. Întrebarea numărul 6. Ce iubești cel mai mult la toamnă? O să vă spun imediat ce iubesc cel mai mult la toamnă. Este și motivul pentru care aș alege, dacă cineva m-ar întreba care este anotimpul tău preferat, este și motivul pentru care aș spune toamna. Mi-e plac toate anotimpurile, pentru că fiecare anotimp are frumusețea sa, dar motivul principal pentru care mie îmi place toamna este faptul că nu mai sunt gângănii. Toamna gângănile încep să dispară, hibernează, nu știu ce se întâmplă cu ele, dar nu mai sunt. Nu mai sunt muște, nu mai sunt înțări, nu mai sunt fel și fel de gândăcei zburători. Dispar și melcii aceia fără casă, melcii aceia umblători, care sunt extrem de urâți și de scârboși din punctul meu de vedere. Nu mai sunt albine, nu am nimic cu albinele, dar dacă o albină mă înțeapă sau un viespe,
Eu sunt alergică și mi se umflă foarte, foarte rău locul respectiv. Țin minte, odată m-a înțepat o albină undeva la un deget și mi s-a umflat toată mâna până la cot. Deci a fost groaznic. Ați putea spune, știu, că și iarna este frig și nu mai sunt gângănii, dar iarna este mult prea frig pentru gustul meu. Deși are și iarna frumusețea sa, este mult prea frig și nu îmi place. Dar toamna este perfect. Vremea de afară este numai bună. Gângănile încep să dispară ușor, ușor. Nu... Și oricum, și dacă mai sunt destul de amorțite și nu mai au putere să te bâzie și să te agaseze non-stop. Așa că da, acesta este motivul pentru care mie îmi place toamna, pentru că nu mai sunt gângănii. Întrebarea numărul 7. Machiajul preferat de toamnă. Cred că make-up-ul pe care îl port astăzi pot să zic că este make-up-ul meu preferat de toamnă. Îmi plac rujurile mai închise, îmi plac culorile acestea de vișiniu, burgund, grena, în fine, să le folosesc pe buze. Acesta ar fi make-up-ul preferat de toamnă. Am vorbit mai mult despre produse de make-up ce-mi plac mie în anotimpul acesta mai rece. Am vorbit în videoclipul cu esențialele de toamnă și vă puteți duce acolo și vedeți mai multe informații. Și ultima întrebare, întrebarea numărul 8, este ceva ce aștepți cu nerăbdare toamna aceasta? Nu pot să spun că este ceva ce aștept cu nerăbdare să se întâmple în această toamnă. Până la urmă, fiecare zi... Nu știu ce ți aduce fiecare zi și se pot întâmpla chestii minunate chiar de la o oră la alta. Deci, da, răspunsul ar fi că nu aștept nimic cu nerăbdare, nu este ceva ce să-mi fi propus să fac în această toamnă sau ceva ce știu că o să se întâmple cu siguranță în această toamnă și să fiu nerăbdătoare. Cam acesta a fost tag-ul, acestea au fost răspunsurile mele. În bara de jos, în bara cu descrieri, eu o să vă las aceste întrebări. Dacă doriți să faceți acest tag, dacă aveți canal de YouTube, vreau să faceți și voi acest tag video. Sunt curioasă să văd care sunt și răspunsurile voastre. Dacă nu aveți tag video, dar vreți să răspundeți la aceste întrebări, îmi puteți răspunde în zona de comentarii. Dacă v-a plăcut videoclipul, nu uitați să-i dați un thumbs up, să-i dați un share, să vă abonați canalului meu de YouTube în cazul în care nu ați făcut-o deja. Vă puteți găsi și pe toate canalele social media cu ID-ul Chicken Quest și până data viitoare v-am pupat, toate cele bune, la revedere!